No time, no see, boys, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de reacție, fraților. Vreau să vă zic în primul rând, așa, foarte rău de tot, că îmi pare rău pentru absența din zilele trecute, dar am vrut să fac o mică pauză, fiindcă, nu mă mai simțeam în largul meu să fac așa live-uri, fiindcă mă enerva YouTube-ul ăsta, nu îmi trimitea notificări, nu recomanda videoclipurile, nu făcea nimic, deci mă ținea așa pe sec. Acum am zis să fac o pauză, că poate cine știe își revine și, acum vreau să recuperăm pentru zilele ce au trecut, așa că astăzi facem reacție la clipul ăsta al lui Andy Popescu, primul lui videoclip muzical din viața lui, și pare că ești cu o spalio like de asta, așa, mai bunăciune, știi ce zic, și după aia cred că dăm react la Abitalent, la gen piesa lui cu Dis România, așa că fraților, nu uitați să dați un like, că astăzi băgăm două videoclipuri în acela zi, sau poate videoclipul cu Abil băgăm mâine, vedem. Fraților, hai să-i dăm drumul la piesă, să vedem așa despre ce e vorba. De fapt, eu am ascultat un pic și îmi place, deja i-am dat like, după cum vedeți aici, da? I-am dat mare licheu. Și acum să o ascultăm împreună și să-mi spun părerea mea despre această piesă. Prima piesă, țineți minte, al lui Andy Popescu, și zice că se mai apucă, uite, după cum scrie aici în descrierea asta. Uitați, puneți pauză și citiți aici. Scrie că mi-a făcut plăcere să... Așa, în fine, puneți voi pauză și citiți, să moară dacă nu. Dar nu uitați să dați un like la acest videoclip. Vreau să-i urez lui Andy Popescu baftă în continuare, dacă vede acest videoclip, și hai să-i dăm drumul. Uite-l pe puiul Andy Popescu. Băieții la o șuietă. Chat. Mamă. Băi, să nu credeți că vorbesc de fundulețul ăla, vorbesc că uite mașina acolo, I8, I8-ul, tata, I8-ul. Să mori. Băi, dar are asta pe instrumentație. Mamă, bine pe cadru. Bine pe cadru, chat, bine pe cadru, rău de tot. Mai las așa vreo 15 minute, dar hai, terminați repede, puneți pauză și terminați aici, terminați acolo, să mori. Hai mă, că aștept să se dea volumul o dată mai tare, mă, chat, mă. Dar știți că la asta nu se aude motorul, nu? Sau? E pe benzină, o dată pe benzină acum. Așa, mă, hai! A luat-o Andy Popescu în vizor și acum vânează gazele Andy Popescu, bine. Uite tata aici, uite ăsta, capul ăsta de mort, ba, mă, genial, e blană să moară dacă nu. Băi, forță. Fiți atenți. Mă, mamă, cât autotune să moară dacă nu. Bă, zici că nu, mă, așa dacă gen nu vezi videoclipul și nu știi că e Andy Popescu, probabil că nu-ți dai seama așa că e Andy Popescu, să sincer vă zic acum. Nu știu dacă e reggaeton sau e ceva gen... Cred că mai mult reggaeton aduce, pare mie, așa de expert ce sunt eu, cam reggaeton, să zic așa că ei. Nu știu, hai să-i mai dăm. Asta, câți ani are, mă, asta, fata asta? Melissa. Melissa, nebunie pe Melissa, câți ani credeți că are? Ce-ați scris și voi în comentarii dacă e. Eu zic că are... 19 maxim, să moare, zici că era 19, ia. Da, o ascultai de două ori, că nu puteți să m-ați întrebat să vă ce aia. Și deja asta am intrat și au o țără, Balenciaga, dar parcă e prea uzual așa cu Balenciaga, toată lumea zice Balenciaga, Gucci, Praga, dălea, dălea. Da, merge, e bine, e bine. Deci videoclipul, băi, țâță de măță videoclipul, mamă, e foarte rău de tot videoclipul, chat. Versace Moschino, yeah, vem paca, vem paca. A, acum vă zi, uitam aici, uitați și condiția, mi-am făcut să mor, zici pe mătuf. Zici pe mătuf, chat, ia uite, chat, să mor, dar mie-mi place să când stai așa mișto cu condiț. Bă, e foarte rău videoclipul, chiar, n-aveți ce să ziceți.
Și fata asta a plecat cu cutia de mâncare, știți? Când, gen, nu știu dacă vă dădeau părinții voștri la școală cutie de mâncare, uite așa, și vă cea și vă luați acolo brânză, salam, ceapă, untură, de-alea, știi ce zic? Așa e cutia asta să moară dacă nu, așa mănânc cu de-aia de prânz la, pentru școală. Am văzut că e bunăciune, dar să moară dacă nu, să înțepenească. Ia. Nu prea. Nu prea. Și mă așteptam că dacă e spaniol, ai că spaniolul cele le-au așa. Uite, atât ai curs, să mori. Nu, nu, nici nu-ți intră într-o poză. Trebuie să faci două ca să-l prinzi. Să mori. Dron aici, nebunie, bă, dronă. Me gusta. AXL. Din ce scrie aici? Lo peudes en contrer aquí. 44, 45, 43, 4. Ce e ăla, mă? Nu știu ce e, să mor. F, f, ce scrie acolo? F, p, v. Sau p, v. I don't know what it means. Dar nu știu la ce se referă, cred că e mesaj ceva trimis de cineva, de ea, către Andy Popescu sau Andy Popescu către ea, nu înțeleg. Conmigo a Paris, hazme regalos de Givenchy, dime que no es difícil para ti, darme esta alegría. Quiero invitarte hoy a un café, vamos a Roma o a Saint-Tropez. Bine, ce-i de amendă? Chat, ce ziceți că e de Andy Popescu, Andy Popescu polițist și de amendă? Pentru că a parcat neregulamentar la handicapat sau număr de telefon, scrieți în comentarii. Vamos a Londres, tomemos un té. Antes de mediodía. Mamă, bine pe Fornalex, iau ce scoate Fornalex-ul ăsta. Mă, nu mai primi mesaje, băga. Balenciaga, Gucci, Prada, Valentino. Bine pe filmare aici, astăzi nebun. Vino, Versace, Moschino. Ia uite repene pe ia. Mă, dar chat, videoclipul e doar 1080 să moară băiatul meu. De ce e doar 1080? Pare 4K. Uite drifturi, tată! Mama, aici s-a filmat cu camera, vă rog, pam, pam. Vrea să scoată în evidență că e vlogger sau mi se pare mie, sau gândesc eu așa eronat? Mai e? Deci că se termină, că parcă prea cu pauză. A, mă, bine pe mașini, mânca v-ați gura voastră, lasă că mi-au și-o de-aștia, ce-ați mori, mi-au. Dacă vă spun că mi-au, eu mi-au. Hai că mi-au eu dacă e acum. Batem pumnul că e COVID, nu dăm un... Ălea, nu, nimic? Parcă o până... Mamă, aici vine partea aia șmecheră. Vine pe corvetul, mă. Mă, dar aici cu lanterna aia, mână, nu puteam să-i pună și ei o gagică la start cu fustită de aia mini să gen că s-a pleacă așa să se vadă chiloță să moară dacă nu, că parcă era mai incitantă așa, așa zic eu, nu știu. Așa am văzut eu în filme, nu știu, Fast and Furious în alea, nu știu acum. Îi fac cum vor. Mamă, zici că e Jedi cu sabia lasele. Ho, ho, ho! Voi! Ce trece? Mamă, l-a luat magii pe pescă, cred că... Și s-a terminat Vempaca, uciat. Băi, bine, îmi place, e mișto rău de tot. Când intrați la melodia asta, să înveți Andy Popescu Melissa, featuring Melissa, Vempaca. Și intrați și uitați-vă la descriere, fiindcă mi-ar lua cam ceva timp ca să citim ceva aici. Și uitați-vă cu cine e făcută și ce a scris Andy Popescu în descriere, că eu cred că e important. Fraților, cam asta a fost cu videoclipul, bă, mie mi-a plăcut. Ca așa, ca o părere, parcă prea, nu știu, parcă prea procesată vocea, nu știu, parcă zici că nu e Andy Popescu și nu. Videoclipul e blană, îmi place, despre reggaeton spaniolă o să prindă, eu așa cred, nu știu, vedem. Eu am fost Rasti, fraților, vă mulțumesc frumos pentru tot, nu uitați de like, subscribe, clopoțel, share și să mă puneți la story cu acest videoclip.
Nu uitați să lăsați un comentariu. Eu am fost Rasti și ne revedem la următorul videoclip. Pa, 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 pa. Fiindcă o să urmez o groază de videoclipuri noi. Pa, 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 pa. Chat să moară dacă nu se înțepenească la intrare.